Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul de Azi. Săptămâna trecută, Asociația pentru Politică Externă, în parteneriat cu Centrul de Studii Estice din Polonia, a organizat un eveniment în care au discutat despre situația post-electorală din Republica Moldova, dar și care sunt perspectivele de colaborare ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, cu partenerii euroatlantici per ansamblu, dar și cu Federația Rusă. Despre aceste subiecte vom discuta împreună cu invitații noștri din studio, domnul Dumitru Țira, expert media. Bună seara, domnule Țira! Bună seara! Doamna Ludmila Nofit, coordonatoare la Asociația pentru Politică Externă, bună seara! Bună seara! Și doamna Natalia Stercul, directoare de programe la fel Asociația pentru Politică Externă, bună seara, doamnă Stercul! Bună seara! De asemenea, vom urmări și un interviu care a fost realizat prin Skype cu domnul Octavian Milewski, politolog specializat pe spațiul Europei Centrale și de Est din Polonia. Doamna Nofit, săptămâna trecută dumneavoastră ați participat la un eveniment organizat de către organizația pe care o reprezentați, Asociația pentru Politică Externă, unde s-a discutat despre rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie, dar și impactul acestora asupra relațiilor pe care le are Republica Moldova cu Uniunea Europeană în mod special. Care au fost mesajele principale pe care le puteți desprinde din acest eveniment? Aveți perfectă dreptate, Victoria. Evenimentul în cauză a avut, de fapt, scopul de a comunica cu colegii noștri, nu doar din Republica Moldova, dar și din afara acestei țări, despre impactul alegerilor acestor, inclusiv și implicarea altor actori care sunt importanți. Principalele mesaje au fost rezultatele alegerilor și care vor fi în perspectivă relațiile de colaborare dintre Republica Moldova cu partenerii săi de dezvoltare și aici ne referim inclusiv la Uniunea Europeană, la vecinii săi, Federația Rusă, inclusiv care vor fi provocările principale cu care se vor confrunta viitoarele partide politice alese în viitorul Parlament. Și aici experții noștri, cât și cei din Polonia, au venit cu anumite discuții, sugestii, expertize și presupuneri. Care au fost subiectele care i-au interesat pe experții din Polonia în ceea ce privește rezultatul alegerilor de la Chișinău? La ce s-a tras atenția în mod special? Da, principalele subiecte la care au fost atras atenția de către acești experți au fost posibile scenarii sau posibile coaliții care se pot forma, și anume cum ar fi coaliția dintre Partidul Democratic și Partidul Socialist, cooperarea dintre acestea două versus cu Partidul Electoral acum, care vor fi agenda de dezvoltare a Republicii Moldova, dacă vor continua procesul de reforme în conformitate cu acordul de asociere. Un alt subiect care le-a tras atenția a fost perspectivele de dezvoltare dintre Republica Moldova cu Federația Rusă, pentru că cunoaștem cum procentaj destul de mare l-a obținut și Partidul Socialiștilor și au fost puse în discuții dacă vor lua o altă întorsătură vectorul de dezvoltare al Republicii Moldova. Cunoaștem foarte bine programul pe care îl promovează acest partid. De asemenea, s-au interesat dacă partidul de la guvernare, ne referim la Partidul Democrat, vor menține vectorul pro-european sau vor face o coaliție tandem cu Partidul Socialiștilor și care vor fi provocările cu care potențial se vor confrunta blocul electoral acum, deoarece este singurul bloc electoral care este în opoziție, iar principala sa direcție de partea de politică externă este promovarea tot mai stringentă a vectorului de european și anume promovarea agendei europene. Domnule Țira, aici în studioul TVR Moldova am discutat foarte mult despre rezultatul alegerilor, despre care sunt potențialele scenarii post-electorale. Am auzit părerea experților din Republica Moldova, dar este important să discutăm și despre opinia experților din afara Republicii Moldova. Ce este interesant pentru ei și de ce este un interes sporit pentru formula politică post-electorală? Care sunt mizele? Mizele în linii mari, bine, interesul experților străini și în general a țărilor partenere ale Republicii Moldova țin în mod special de păstrarea Republicii Moldova în
cadru de influență sau de parteneriat cu atât cu structurile euroatlantice, cât în mod special de fapt cu Uniunea Europeană, pentru că asta în linii mari înseamnă un anumit grad de democrație, un anumit grad de garanții, standarde și așa mai departe, atât pentru populație, cât și pentru dezvoltarea țării în sine. De asta interesul este nu doar aici local prin misiunile diplomatice care există la Chișinău, dar desigur și multe alte centre ale statelor parteneri în capitalele respective. De asta, desigur, interesul este mare atât la nivel național cât și la nivel internațional și european în mod special față de ce se va întâmpla mâine sau poimâine sau, mă rog, până în 24 martie, când ar trebui să convoace Parlamentul, care vor fi primii pași, care vor fi coalițiile posibile, imposibile și mai departe. Ludmila a menționat, eu cred că în esență astăzi toți sunt în poziția de a fi în opoziție atâta timp cât nu se cunoaște un anumit algoritm sau o anumită structură care va forma sau dacă se va forma o majoritate în Parlament. Este clar că toți pașii în linii mari trebuie să fie întreprinși și toate procesele trebuie efectuate în concordanță cu Constituția și cu legislația. Avem un rezultat exprimat și exprimat de către cetățenii Republicii Moldova și recunoscut în linii mari de comunitatea internațională. Trebuie să ne mișcăm înainte și aici cred că este foarte important ca cei 101 noi politicieni în Parlamentul Republicii Moldova să-și asume responsabilitatea. Domnule Țirea, la ce se așteaptă partenerii euroatlantici? Care ar fi scenariul cel mai plauzibil pentru ei, astfel încât să continue cooperarea cu Republica Moldova? Bine, eu am o opinie mai subiectivă sau aparte, în sensul în care Republica Moldova ar putea, la etapa actuală, să-și schimbe vectorul în esență, pentru că la peste 4 ani de la acordul de asociere, acordul de liber schimb, exporturile sau gradul, nivelul de exporturi pe care îl are Republica Moldova în țările Uniunii Europene, e firesc, practic, reorientarea spre unde sau spre ce. Eu cred că nu este posibilă o reorientare decât să rămânem pe calea clară sau pe direcția clară de integrare europeană. Și aici nu vorbim de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, este o cale mult prea lungă până acolo. Aici vorbim despre anumite standarde, anumite valori spre care trebuie să tindem și pe care, de fapt, acei 101 politicieni, viitorul guvern, trebuie să-l implementeze la nivel național. Doamna Stercul, vorbim aici nu doar despre relația pe care o are Republica Moldova cu Uniunea Europeană și așteptările de la ambii parteneri, atât Republica Moldova cât și UE, dar de asemenea în peisaj este și Federația Rusă. Aș vrea să discutăm un pic și despre mesajele care au fost transmise de către atât Federația Rusă cât și UE în Republica Moldova, care erau mesajele legate nemijlocit de alegerile din Republica Moldova, la ce se așteptau ei pentru ca ulterior să poată să stabilească sau să continue relația cu statul nostru. Din punctul dumneavoastră de vedere, care au fost principalele mesaje care au fost transmise de către Federația Rusă în timpul procesului, în timpul campaniei electorale, dar și în ziua alegerilor, dar și care au fost mesajele post-electorale? Pentru campanii electorale desfășurate în Republica Moldova, subtextul geopolitic este deja tradițional și asta va rămâne neschimbat. Influența rusă, soft power, propaganda politică și știrile false au fost pilar ca utilizate în timpul campaniei electorale. Contradițiile intereselor geopolitice face situația politică în Republica Moldova destul de dificilă.
Declarațiile geopolitice provocatoare ale reprezentanților partidelor politice, manipularea, folosirea resurselor administrative, tehnicilor și tehnologiilor electorale, toate acestea au fost foarte largă utilizate din partea partidelor politicilor în manevrarea lor între ideile pro-Rusia și interesele pro-europene. Dar problema principală constă nu numai în acest factor geopolitic și influența Rusiei. În primul rând, situația gravă a fost pentru că situația internă în Republica Moldova a fost creată în condițiile controverse. Și aici putem menționa reducerea, nivelul scăzut al democrației, corupția, lipsa culturii politice. Pe parcursul companiei electorale, actorii politici au folosit diverse strategii ilegale pentru a câștiga încrederea cetățenilor. Sigur că resurse ideologice și informaționale sunt foarte manipulative și importante, în toate că au fost încadrate măsuri active în privința combaterii de propagandă și dezinformare, false știri, dar eu vreau să spun că conform datelor de barometru opiniei publice, 50% de respondenți nu sunt de acord cu adoptarea legii în privința combaterea propagandei. Numai 25% consider că legea este binevenită. 69% de respondenți sunt convinși că propaganda este o problemă centrală a pieței muncii și 75% consider că mass media este folosită pentru manipularea opinii publice. Toate acestea arată că, într-adevăr, influența provocărilor hibride asupra proceselor electorale are un rol deosebit. Și rezultatele alegerilor a arătat foarte clar că Republica Moldova rămâne în zona așa numită gri pe lung timp în cazul neînțelegerii viziunilor Rusiei în lumea întreagă. Domnule Țărea, dacă vorbim de legea privind propaganda, dar și este ea înțeleasă de către cetățenii Republicii Moldova sau nu, dacă s-a făcut suficient pentru ca să fie promovată această lege, dar și cât de actuală este ea pentru Republica Moldova, ținând cont și de procesul electoral recent. Din punctul dumneavoastră de vedere, avem în prezent securitate informațională sau totuși mai trebuie să mai lucrăm la acest capitol? Republica Moldova, ca stat independent, suveran și așa mai departe, nu are securitate informațională. În linii mari, țara noastră astăzi este imaginar o curte cu poarta larg deschisă și fără gardă în general. Pentru că efectiv poate să vină orice, să facă practic orice în spațiu informațional. Și aici sunt mai multe lucruri. Eu lucrez la o cercetare legată de media și, sincer vorbind, fiind în domeniul de mai bine de 8 ani, de aproape 9 ani, cred, eu am fost ușor șocat de datele peste care am dat. Dar, în linii mari, efectiv, noi avem o prezență masivă a televiziunilor rusești aici. Pe de o parte, presa scrisă la fel, peste 1200 de ziare și reviste care sunt distribuite și vândute în Republica Moldova, practic 80-85% dintre ele sunt în limba rusă. Din televiziuni, televiziunile distribuite pe teritoriul Republicii Moldova sunt 292 de televiziuni și, în esență, practic, marea lor majoritate, 90%, cu mici excepții în ceea ce ține de televiziune care vin din spațiul euroatlantic, ca să zic așa, și unele din cele autohtone existente sunt doar de limba română sau în limba de stat corespunzător. Vorbind sau revenind în principiu la legea antipropagandă sau, de fapt, este vorba despre un articol în codul audiovizualului precedent votat încă în octombrie
intrat în vigoare din 1 octombrie 2017, de fapt, și respectiv a venit noul cod al serviciilor media audiovizuale care a păstrat acel articol. E un prim pas, e un prim pas foarte mic în esență, pentru că în linii mari tot istoricul a început mult prea înainte, în momentul declarării independenței și suveranității Republicii Moldova, când resursele erau atât de limitate încât țara noastră a acceptat procedeul de retransmisie a televiziunilor străine sau parțială retransmisie bazată pe licențiere autohtonă de către Consiliul Audiovizualului, care tradițional cumva a intrat în casele oamenilor pe de o parte și respectiv teoria generală a televiziunii zice că televiziunea este o deprindere, respectiv a intrat în sângele oamenilor ca o deprindere. Efectiv, astăzi noi ne confruntăm cu lucruri care ar trebui schimbate și ar trebui schimbate radical, lucruri care, bine, eu nu le văd ca o premiză sau ca o practică, după cum s-a întâmplat în Ucraina și Georgia, urmare unui război, dar în esență, gradual, eu cred că noi în 3-5 ani am putea renunța la dualitatea emisiei televiziunilor autohtone, adică vorbind de anumite televiziuni care sunt autohtone, licențiate la nivel autohton, dar de fapt au în programul său emisiuni și programe care sunt retransmise din alte țări. E un fapt care atât atacă țara la nivel de amenințare hibridă, pe de o parte, pe de altă parte este un factor care în esență frânează dezvoltarea domeniului televiziunii și a producțiilor audiovizuale în sine sau a televiziunii autohtone, de fapt. Doamna Nofit, bineînțeles că televiziunile rusești au o mare popularitate printre cetățenii Republicii Moldova, în continuare se află în top. Care este motivul pentru care cetățenii Republicii Moldova au acest obicei de a urmări posturile TV rusești, deși totuși barometrul de opinie publică ne arată că a crescut nivelul de încredere, dar și preferința pe care o dau cetățenii Republicii Moldova posturilor de televiziune europene, dar și celor locale? Da, aveți perfectă dreptate. Probabil preferința cetățenilor moldoveni de a viziona acele programe TV, anume retransmise, adică prin canalele rusești, se datorează faptul că avem o istorie în spate, am fost parte din spațiul post-sovietic și probabil se intercalează și cu nostalgia sovietică, care este foarte larg răspândită, dar și încurajată de anumiți actori politici, iar prin programele de divertisment la fel se regăsesc cumva și este mult mai simplu de a menține acest să spunem, și electorat, da? Pentru că aici oamenii se simt mai confortabil totodată, dar trebuie să menționăm faptul că mai mult de 80% din sursele media, după cum a spus și Dumitru, da, sunt controlate de către anumiți actori politici și cu toate că însă și ei au promovat ideea de a transmite posturile sau programele autohtone, totuși deviază de la acest subiect, iar aceasta nu face decât să ne reîntoarcă înapoi în arealul de influență rus. Mai mult tinerii, probabil, și cei care dețin mai multe cunoștințe în domeniul IT sau care dețin un simplu telefon, smartphone, pot accesa diverse surse și astfel și opiniile lor sunt diversificate, însă majoritatea populației accesează televizorul pentru că este prima sursă de informare și dacă să analizăm spectrul de programe, da, de divertisment, suntem practic inundați de toate aceste emisiuni, programe TV care își au originea din spațiul rus. Probabil ar trebui să începem să cultivăm această deprindere de a diversifica sursele de informare, de a promova mai multe programe autohtone, pentru că astfel putem să creștem și să cultivăm educația mediatică, să fim mult mai critici și mai obiectivi vis-a-vis de mesajele care sunt promovate atât prin intermediul acestor programe TV, dar și prin intermediul știrilor, pentru că la fel este o sursă de informare versus manipulare. Doamna Stercul, dacă este să urmărim iarăși, am să revin la barometrul de opinie publică și am văzut datele recent pe ecran,
Observăm că totuși cetățenii Republicii Moldova sunt nostalgici pentru Uniunea Sovietică. Cum se explică acest fapt și ce rol au narativele Federației Ruse pentru crearea, dar și păstrarea acestor percepții? Deși trebuie să recunoaștem că totuși datele sunt ușor în creștere, în descreștere. Într-adevăr, acestele narrativele sunt și ei sunt foarte bine reflectate în barometrul de opinie, care demonstrează că această tendință este mai multă între oameni în vârstă, care sigur au fost tineri în perioada Uniunii Sovietice și în timpul Uniunii Sovietice viața a fost mai simplă în toate punctele de vedere, mai ușoară, mai clară și nu a fost atât de scump ca acum. Și nu numai în Republica Moldova există această nostalgie. Este în creștere și în Federația Rusă, și în multe diferite țări care sunt în spațiul postsovietic. Dar, din părerea mea, asta este absolut normal pentru populația în vârstă. Dar dacă este vorba despre campanie electorală, despre mesajele care sunt formulate din partea președintelui țării, partidelor politice, reprezentanților partidelor politice, asta este ceva alt. Pentru că, de exemplu, pe parcursul campaniei sale președințiale, domnului Igor Dodon tot a exprimat această nostalgie personală pentru perioada sovietică și a spus că Moldova a înflorit în cadrul Uniunii Sovietice. Dar asta este deja un mesaj foarte clar pentru electorat. Și dacă vorbim despre campanie electorală parlamentară, aici totuși au fost declarațiile despre siguranță că cetățenii nu vor în Uniunea Europeană și este nevoie de restabilirea relațiilor istorice, economice și strategice cu Federația Rusă. Asta tot înseamnă că este un mesaj declarativ și are un anumit electoral special. Și eu încă vreau să menționez că pentru o populație în vârstă asta a fost foarte important, pentru că noi, cum noi am observat, ei au fost foarte activi în această campanie electorală în comparație cu generația tânără. Tot ce ține despre rolul Federației Ruse în formarea acestei percepții, sigur că Rusia are influență ideologică masivă și nu numai ideologică, dar și culturală, tradiție, religie, tot are un loc important. Rusia folosească instrumente soft power, și asta este evident pentru că ea promovează politica sa și realizează interesele sale naționale. Dar totuși instrumentarii soft power sunt mai mult arhaic dacă comparăm cu instrumentarii soft power care folosească Uniunea Europeană, de exemplu. Dar pentru Republica Moldova, sigur că acest instrumentarii este foarte eficient. Domnule Țira, Natalia s-a referit la acele mesaje care sunt transmise de către liderii de la Chișinău și care se pliază mai mult sau mai puțin pe narativele care sunt folosite de către Federația Rusă. Ce impact au aceste mesaje și credeți că este făcut intenționat sau mai puțin intenționat, dar să facem legătura și cu politicile antipropagandistice pe care, pe de altă parte, Republica Moldova le promovează? Eu cred că noi, de fapt, în general, ca societate, suntem mult prea înglodați în gândirea micro, da? Și, în esență, prin prisma educației, și educația trebuie să stea la baza tuturor acestor procese, trebuie să mergem pe direcția unor procese macro, în esență, care procesele macro influențează întreaga societate. Natalia a menționat câteva lucruri care eu sunt semi de acord cu ele. Ele sunt realiste și sunt realități. Ideea este, dacă vorbim despre nostalgie,
it's ok, de ce să ne uităm la Rusia, dacă putem să ne uităm la țările baltice, unde la fel există populația de vârsta a treia, dar care gândește altfel, adică gândește mult mai patriotic, mult mai posesiv față de patriotismul său în raport cu țara unde locuiește, unde s-a născut, unde și-a crescut copiii, unde își crește nepoții și așa mai departe. În general, media sau televiziunea în mod special, așa, inclusiv pentru invitați și pentru telespectatori, funcționează ca un supermarket. În esență, în momentul în care intri în supermarket, tu cumperi ceea ce găsești în supermarket. Chiar dacă în supermarketul din Germania sau din SUA și așa mai departe există alte produse. Și eu cred că, în esență și în linii mari, regulatorul, parlamentul, codul nou și viitoarele legi care urmează să fie adoptate trebuie să vină cu un alt tip de produs care să fie servit societății și atunci efectiv se va schimba platforma nu doar de consum, dar inclusiv și platforma de gândire și așa mai departe. V-am menționat un pic mai devreme despre cele 292 de televiziuni care sunt în Republica Moldova, retransmise de către rețelele de cablu, IPTV și așa mai departe, ETR, tralala. Peste 200 dintre ele provin din Rusia. O să vă dau exemplu Belarusului și Kazahstanului, care a decis încă un an, doi ani în urmă să-și protejeze piața internă. Piața internă fiind protejată astfel încât în sistemul sau în situația Republicii Moldova cu televiziuni bazate, televiziuni autohtone, bazate pe retransmisii, mai există doar Republica Moldova, o țară europeană, atât geografic cât și cu aspirații, și câteva țări din Asia Centrală. Deci asta era un fenomen oarecum stabilit în spațiu CSI sau fostul spațiu URSS. De asta, în esență, soluții sunt. Cât ține de narativele politice, îmi pare rău. Politicienii nu poartă nicio răspundere pentru declarațiile sale. Este un adevăr pe care trebuie să-l acceptăm și, în esență, poate nici pe alocuri, nici să nu-i luăm prea mult în serios. Pentru că, în esență, inclusiv în ultima săptămână, suntem martorii foarte multor declarații politice și așa mai departe. Declarația politică, it's ok, asta e afacerea lor, asta e viața lor. Ei fac declarații pentru a-și menține electoratul, pentru a atrage electoratul și așa mai departe. Deja ține de, iarăși o să revin, de educația noastră, de facultățile pe care le-am făcut, de înțelegerea noastră, de capacitatea noastră de a citi ziare, cărți și așa mai departe, pentru a percepe și avea o gândire critică față de aceste declarații și a nu mușca, cum avem noi de prinderea să spunem în presă, toate declarațiile care se dau. Pentru că, în esență, tot ceea ce ține declarațiile politice, în linii mari, cred că mai mult de jumătate dintre ele sunt false sau semifalse. În sensul că ele sunt făcute într-o anumită conjunctură, la o anumită etapă, în anumite circunstanțe și tot așa. Narativele, campania a trecut, în esență, eu am numărat 4 sau 5 intervenții sau declarații publice ale Federației Ruse în raport cu procesul electoral din Republica Moldova. Toate începeau cu fraza, noi nu ne implicăm în politica internă a Republicii Moldova sau în campania electorală, dar totodată ne interesează ce se întâmplă. Sau nu suntem de acord cu ceea ce se întâmplă. Deci asta deja, orice declarație, deja este o intervenție și o tentativă de a influența atât electoratul cât și societatea. Noi nu avem multe de vorbit, în linii mari trebuie de acționat. Primele 3 ziare în Republica Moldova, îmi pare rău, sunt Komsomolskaya Pravda, Argumente și Fakte și Makler. Despre ce discutăm noi? Toate 55 de radiouri care sunt au program biling, atât în limba română cât și în limba rusă. Deci acea lege sau acea modificare care s-a făcut în codul audiovizual este un prim pas unde trebuie de intervenit și de continuat, în esență, iarăși o să revin gradual în 3-5 ani, să renunțăm la retransmisie, să consolidăm capacitatea audiovizualului și a mass-media autohtone să livreze cât mai mult conținut autohton. Sunt de acord cu Ludmila, arma de bază, în esență, în războiul hibrid sau în tentativele hibride de a ataca, de a influența societatea noastră, nu sunt știrile.
este conținutul distractiv, este conținutul entertainment. Filmele, comedy show și multe alte produse care se întâmplă și care, de fapt, formează acea gândire, acea platformă. Online-ul, la fel. Online-ul e o problemă foarte mare pe care statul nu are cum să o controleze și eu sunt primul care sunt împotrivă ca statul să controleze online-ul, dar trebuie să dispară site-urile anonime, 1. 2. Trebuie să dezvoltăm și să mergem înainte cu proiectele elaborate de grupul de lucru, iarăși pentru perfecționarea legislației mass media. Sper că următorul Parlament și partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova vor susține această inițiativă să continuăm perfecționarea legislației mass media, pentru că legile sunt ok, mai avem nevoie de 4-5 legi noi, de anumite modificări în legislația existentă și să ne mișcăm gradual spre acest deziderat. Adică, în esență, să obținem ceea ce ne aparține ca stat suveran și independent. Domnule Țira, doamnelor, vom continua discuția noastră, dar înainte de aceasta vă propun să urmărim un interviu care a fost realizat prin Skype cu domnul Octavian Milewski, politolog specializat pe spațiul Europei Centrale și de Est din Polonia, în care vom afla și care este părerea experților în ceea ce privește situația din Republica Moldova post-electorală. Supraviețuirea Republicii Moldova depinde de cineva. Acest cineva este în primul rând Uniunea Europeană și câteva instituții financiare globale care ar putea interveni și contribui în schimbul unui credit la supraviețuirea financiară economică a Republicii Moldova. Partenerii externi sunt în stare de expectativă, fiindcă nu se știe unde vor duce cu actualele negocieri. Vom ajunge în anticipate, sau până la urmă vom avea un guvern și un executiv sub conducerea lui Plahotniuc sau al PD-ului, fiindcă eu nu văd ca cineva să-și închipuie în momentul de față că acesta va ajunge la un compromis prin care să nu ajungă prim-ministru, dar să-și pună un interpus acolo în această poziție. Deci, în primul rând, Uniunea Europeană contează aici, iar Uniunea Europeană nu are mare așteptări, aș spune eu. Nu este secret că, cel puțin din iunie anul trecut, Uniunea Europeană nu mai asigură acel suport financiar de cât era, 100 sau 110 milioane de euro, de care atât de mult avea nevoie Republica Moldova. Este deja un blam, un vot de blam dat Republicii Moldova, în special executivului Filip PD Plahotniuc. Pericolul este acela care era și un an în urmă, și 2 ani în urmă, și 3 ani în urmă. Dacă vreți, îl vedem la nivelul populației prin faptul că mai mult de 30.000 de cetățeni Republicii Moldova pleacă anual din țară. Marea lor majoritate pleacă pentru totdeauna. Deci pericolul este ca Moldova să ajungă într-o situație și mai precară în comparație cu ce este acum. Aceste alegeri nu au adus nicio schimbare în afară de a fi dat speranța unor forțe veritabil pro-europene să se consolideze în opoziție, nu mai mult, și să ajungă să aibă un impact mai important la nivel local în alegerile locale din vară. Deocamdată Moldova nu va urca sau nu va apare pe radarul UE și din alte motive. Atenția este concentrată pe Ucraina acum, alegerile care vin în mai puțin de o lună, și Brexitul. Aceste mari subiecte marginalizează Moldova. De fapt, Moldova era marginalizată. Nimeni nu își făcea iluzii. Moldova ar putea să iasă din starea de anomie în care se află de mulți ani deja, cel puțin 3-4 ani. Narativul Poloniei față de parteneriatul estic s-a schimbat odată cu venirea la puterea Partidului Lege și Justiție. În bună parte, succesul parteneriatului estic
în politica externă poloneză era atribuit precedentei guvernări, în special platforma civică și vă aduceți aminte de Radek Sikorski, care era un nume împreună cu Carl Bildt, cei doi mari promotori a parteneriatului estic. În ultimii trei ani, narativul s-a schimbat radical, în sens că Polonia a devenit mult mai concentrată pe sine, pe problemele interne, pe chestiuni de identitate în Uniunea Europeană, în lume în general, un discurs anti-migrație. În contextul acesta, Ucraina, Moldova, în general, parteneriatul estic a scăzut permanent în lista de priorități. Nu aș spune că parteneriatul estic mai este în rândul primelor 5 priorități ai politicii externe a Poloniei. Ne putem da seama și prin prisma relațiilor Poloniei cu Ucraina, care au suferit anumite schimbări nu în cea mai bună direcție. Unele subiecte istorice au fost puse pe agenda fără a fi fost o cerere, să spunem, la nivel, la firul ierbii, la nivel social, de așa subiecte. Pe de altă parte, parteneriatul estic a intrat într-o logică, să-i spun așa, funcțională, în special după ce a fost semnat acordul de asociere și a început aprofundarea relațiilor comerciale, economice între Moldova și Uniunea Europeană. Totuși, cele 69%, dacă nu greșesc, Moldova este 69% din exporturile Moldovei sunt orientate spre Uniunea Europeană. Cam acolo trebuie să acordăm atenția acestor subiecte. Polonia este într-o situație de tranziție și prin prisma relației cu Bruxelles. Polonia nu mai este acel mare jucător din Europa Centrală și de Est la Bruxelles. Este un actor izolat, este un actor față de care se discută activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, iar aceasta se răsfrânge și asupra capacității Poloniei de a promova parteneriatul estic. În aceeași situație se află și România, care iarăși a pierdut din credibilitate enormă în ultimii ani în Bruxelles. Deci pentru regiunea est-europeană, parteneriatul estic este mai degrabă o poveste în prezent a unor relații funcționale, pozitive, economice în special, însă din punct de vedere politic nu ne mai putem aștepta la prea mult. S-au pus în situații dezavantajoase prin involuția spre forme de oligarhat sau oligarhii degradante, aș spune eu. Uniunea Europeană nu se aștepta ca la capătul tunelului Moldova să devină un stat capturat. Vorbim de, nu știu, să zic 2010, 2011, 2012. Nu se aștepta ca parteneriatul estic și regimul de liberalizat de vize să ducă la un exod masiv al moldovenilor din țară. Asta pe un fond de creșterea economică de 3-4-5%. Nu știu ce poate să mai facă Polonia sau alți state membri din Europa Centrală și de Est pentru Moldova în așa situație. Salvarea Moldovei ține doar de Chișinău și de ce a mai rămas la Chișinău în termen de resurse umane capabile să producă o schimbare radicală în bine. Am revenit în studio. Doamna Nofit, am urmărit interviul acordat de către domnul Octavian Milevski, un cetățean al Republicii Moldova, inclusiv care în momentul de față se află în Polonia. Dumnealui a prezentat viziunea, cel puțin din afară,
a partenerilor europeni în ceea ce privește situația din Republica Moldova. În același timp, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că totuși atunci când vorbim despre Republica Moldova, vorbim despre doi actori și inclusiv aici în platou vorbim despre doi actori care au o anumită influență și un anumit impact, și anume Federația Rusă și Uniunea Europeană. Am discutat despre mesajele care au fost transmise, dar aș vrea ca dumneavoastră să vă referiți un pic mai mult la mesajele care au fost transmise din partea Uniunii Europene Republicii Moldova și care este situația deja post-electorală, care au fost mesajele transmise de către Uniunea Europeană. Da, mesajele Uniunii Europene înainte de alegerile parlamentare cred că au fost foarte stricte și, după părerea mea, au fost dure comparativ cu anii precedenți. Și la baza acestora au fost anumite evoluții politice care au avut loc pe interior. Aici ne referim la frauda bancară, a cărui proces de investigare încă continuă și deseori în rapoartele Uniunii Europene este menționat acest lucru. Avem regres în reformele în domeniul justiției, care este un subiect foarte sensibil, lupta anticorupție, unde se mai pune adoptarea pachetului controversat de legi privind politica bugetară fiscală și amnistia capitală, la care europenii și alți parteneri euroatlantici ne-au atras atenția. Iar punctul culminant, de fapt, a fost invalidarea legilor locale din iunie 2018 și cunoaștem cu toții care a fost răspunsul Uniunii Europene, înghețarea asistenței macrofinanciare. Și de aici au urmat anumite mesaje foarte stricte, unde încurajau autoritățile de la Chișinău să, în primul rând, dacă vor să ia această asistență, să organizeze și să desfășoare alegeri corecte, transparente și competitive. Însă nu trebuie să uităm de un lucru, că aceasta este prima etapă, a doua etapă urmează post-electoral. Uniunea Europeană se așteaptă ca cei aleși să demonstreze maturitatea politică, aș putea spune eu, și o responsabilitate față de alegerea și voința cetățenilor, să formeze acele coaliții sau să conducă mai repede la procesul de creare a guvernului, iar mesajul post-electoral al Uniunii Europene este unul foarte clar. Ei vor continua să ne monitorizeze, ceea ce este un lucru evident și logic, pentru a vedea care de fapt a fost impactul acestui proces electoral asupra pluralismului, dar și democrației în statul nostru, dacă s-a respectat voința cetățenilor moldoveni și care vor fi pașii următori pe care îi vor întreprinde aleșii poporului. Și în ultimul rând, dacă să analizăm mesajul UE, este că ei vor continua dialogul cu Republica Moldova în mod firesc, da, în baza acordului de asociere, indiferent de partidul care va conduce guvernul, doar în conformitate cu prevederile acordului. Doar dacă se va respecta angajamentele care au fost luate privind continuarea procesului de reforme, un proces destul de ambițios, aș putea spune, care trage după sine și anumite costuri. Iar rezultatele, probabil, cetățenii nu le vor vedea imediat, da? Va trebui să treacă ceva timp. Și aici cred că totul depinde de voința politică a aleșilor. Pentru că Uniunea Europeană, după cum a menționat și colegul nostru expert din Polonia, este reorientată spre problemele sale interne. Totul depinde de noi, cât de mult vrem să intensificăm acest dialog. Dacă dorim să avem un dialog schimb tehnic, da, e ok. Dacă ne interesează să avansăm în agenda reformelor conform agendei europene, atunci clasa politică trebuie să demonstreze acest lucru. Totodată, cetățenii sunt, cel puțin conform datelor oferite de către barometrul de opinie, în favoarea integrării europene, urmărirea în continuare a vectorului european, pentru că au cunoscut care sunt facilitățile și posibilitățile oferite de către Uniunea Europeană și aici ne referim la regimul liberalizat de vize, care le-a facilitat această circulație liberă. Și nu numai, le-a oferit și oportunități studenților și profesorilor prin intermediul programelor Erasmus. Și Republica Moldova s-a angajat mai mult, participând la diverse misiuni internaționale de menținere a păcii. Într-un fel, a demonstrat voința, dar și dorința de a avansa pe acest dialog, de a se apropia mai mult de comunitatea europeană. Da, cu regres am avut ceea ce am avut, și în continuare urmează după noi ceea ce va urma.
Domnule Țăra, dacă este să vorbim de vectorul european al Republicii Moldova, știm foarte bine că Moldova a avut mult de câștigat. Doamna Nofi deja a menționat despre faptul că Moldova beneficiază de regimul liberalizat de vize. Din punct de vedere economic, Uniunea Europeană este principalul partener economic al Republicii Moldova, dar știm noi să comunicăm această informație corect cetățenilor din Republica Moldova și dacă dumneavoastră ați vedea și care ar fi alte instrumente pe care putem să le utilizăm pentru a comunica mai eficient. Este comunicarea eficientă sau nu? Și ce ar trebui să facem ca să o facem mai eficientă? Eu cred că în situația noastră, în primul rând, trebuie să existe această comunicare. Deja mai departe, în ceea ce ține de eficiența acestei comunicări, bine, instrumentariul nu este unul nou și unul care trebuie inventat. Efectiv, trebuie folosite toate instrumentele și mecanismele existente. Nu știu dacă cunoașteți, anul trecut, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova s-a confruntat cu o problemă de comunicare exact în vederea, în sensul în care pentru anul 2017 au crescut numărul proiectelor implementate în Republica Moldova, dar percepția în societate privind aceste proiecte sau implementarea lor sau beneficiile și mai departe a scăzut efectiv cu 30%. Ceea ce asta de fapt este o mare problemă de comunicare în esență. Totodată nu mai vorbesc de multitudinea de proiecte care sunt realizate în Republica Moldova în baza parteneriatelor sau în baza eforturilor și suportului statelor membre a UE la nivel bilateral. Eu nu cred că dacă noi ieșim în stradă, poate nu la ora asta, dar mâine la prânz și întrebăm primii 30 de trecători pe stradă dacă știu câte grădinițe au fost reparate de către statul român în Republica Moldova. Eu cred că foarte mulți vor fi surprinși. Iarăși, e o problemă de comunicare, dar ele sunt peste 200 deja. Deci, comunicarea, în esență, este, eu cred că dialogul cu societatea trebuie să aibă o cu totul altă calitate. Și, apropo, un efect care s-a întâmplat anume în această campanie și este prima dată o chestiune care este atestată atât prin sondaje, dar și prin anumite cifre pe care le-am analizat în raport cu cifrele furnizate de CEC în baza rapoartelor partidelor politice. Campania din 2019 parlamentarele Republicii Moldova a avut un buget de publicitate de două ori mai mic decât campania din 2014 și n-a urcat nici măcar la 50 de milioane de lei față de un pic peste 100 de milioane în 2014. Este prima campanie care s-a întâmplat foarte intens cu door-to-door policy, adică partidele au mers foarte mult în teritoriu. O altă chestiune, eu cred că din cauza oboselii, tensiunii politice și a războaielor politice existente în ultimii ani, societatea ușor se detașează de zona de politic, ceea ce iarăși în termen mediu și lung va avea un efect foarte benefic. O să revin un pic la ceea ce spunea Octavian, pe de o parte, privind situația Poloniei și a României în raport în interiorul Uniunii Europene, în raport cu Bruxelles. Polonia și România, pe de o parte, având probleme de comunicare sau de relaționare, de fapt, cu Uniunea Europeană și cu Bruxelles, de altă parte, sunt primele două țări cu creșterea cea mai mare economică. Eu vă zic foarte sincer, eu am fost extrem de pozitiv surprins de Polonia și niciodată n-aș fi crezut și din gradul lor de dezvoltare, ocupația lor sau prioritatea pe care au ei față de dezvoltarea țării lor, eu cred că ei foarte ușor și destul de rapid o să ajungă Germania dacă nu o să întreacă la zona de infrastructură și comerț. O să revin la începutul emisiunii când am zis, sunt foarte convins că Republica Moldova nu mai are nicio șansă să revină sau să se reorienteze pe o altă cale decât cea de integrare europeană sau de implementarea standardelor și valorilor europene. Că asta se va întâmpla mai repede, că se va întâmpla mai încet, depinde, desigur, de politicul din Republica Moldova. Politicul, de altă parte, noi vorbim tot timpul despre procesul politic. Și procesul politic este o chestie continuă. De asta intervențiile partidilor politice, actorilor politici,
a societății civile, a partenerilor de dezvoltare este more than welcome, cum s-ar zice, în sensul în care vor să susțină dezvoltarea Republicii Moldova. Eu cred că atât Moldova cât și Bruxelles mare trebuie să bea câte un pahar de apă rece și să se așeze la masa de discuții, mai ales acum după ce sper că foarte curând vom avea un guvern, pentru că în linii mari, din prima ședință a Parlamentului, noi nu avem o limită sau nu există o limită de timp pentru crearea unei coaliții, pentru formarea unei coaliții sau pentru votarea unui guvern până la înaintarea primului candidat. Deci asta poate dura luni și așa mai departe, ceea ce înseamnă instabilitate în esență. Pentru că în linii mari, de ce are nevoie Republica Moldova cel mai mult, și partenerii Republicii Moldova, și cetățenii Republicii Moldova, și toată regiunea în general, este de stabilitate. Stabilitate, securitate, dezvoltare economică, astea sunt acele noțiuni macro de care au nevoie atât țara noastră, cât și partenerii noștri. Doamna Nofit, suntem deja la finele emisiunii, dar nu aș putea să trec cu vederea o știre care s-a întâmplat astăzi, și anume rezoluția Parlamentului European, în care se menționează despre faptul că Rusia nu mai poate fi considerată un partener strategic pentru Uniunea Europeană. De asemenea, rezoluția prevede că Uniunea Europeană trebuie să rămână deschisă pentru impunerea sancțiunilor suplimentare în cazul în care Rusia continue să încalce dreptul internațional. Acest lucru este foarte important și pentru Republica Moldova și inclusiv în contextul discuțiilor noastre. Cum ar putea să, ce impact ar putea să aibă o astfel de rezoluție, un astfel de tip de comunicare dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă asupra Republicii Moldova? Păi bine, adică comunicarea dintre Federația Rusă și Uniunea Europeană nu a fost una mai bună înainte de această rezoluție, cunoaștem din cauza situației pe care este în Ucraina, da, cu anexarea Crimeei și cu conflictele militare. Însă o asemenea rezoluție cu siguranță va avea un impact, poate mai mult sau mai puțin, direct asupra Republicii Moldova, pentru că până acum și de acum încolo suntem între Est și Vest, iar mesajele promovate de către actorii politici interni, din păcate, continuă în aceeași manieră și cumva partidele care au fost alese ar trebui să ia o poziție, fie favorabilă sau nefavorabilă, în susținerea acestei rezoluții, și cunoaștem foarte bine care vor fi acei actori politici. În același timp, trebuie totuși să ne identificăm care este situația actuală la un moment, dacă susținem sau nu, pentru că noi avem o istorie în spate cu Federația Rusă și suntem nemijlociți sub influența acestea, însă totuși este ieșire din situație. Doamna Stercul, ultima întrebare pentru dumneavoastră. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că politicile Republicii Moldova în ceea ce privește relația cu Federația Rusă sunt suficiente sau trebuie totuși să lucrăm mai mult și să luăm mai mult în considerație acele narrative care vin atât din Federația Rusă, dar cât și din Uniunea Europeană, și inclusiv să atragem atenția la relația care există între Uniunea Europeană și Republica Moldova? În primul rând, din punct de vedere a mea, problema principală este că nu există viziune clară referitor atitudinii Republicii Moldova față de Federația Rusă. În aceeași rând, Rusia este un partener important și Republica Moldova are nevoie de dezvoltarea, un dialog politic cu Federația Rusă. Dar aici eu vreau să menționez că Republica Moldova are nevoie de reinovare politică sa, reinovarea dialog politic cu Federația Rusă și se implice o atitudine respectuoasă față de vectorul extern, de dezvoltarea Republicii Moldova, și relațiile între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Doamna Stercul, domnul Țirea, doamna Nofit, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul TVR Moldova, un subiect foarte interesant care a fost discutat astăzi. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Punctul pe azi a luat sfârșit. Eu sunt Victoria Bucătaru și vă aștept cu drag la o nouă ediție. O seară frumoasă vă doresc, la revedere!